Domnule președinte al Parlamentului, stimați colegi deputați, nu voi da citire notei informative. Proiectul este extrem de simplu. Istoric, în Republica Moldova este sărbătorit Crăciunul și în data de 7 ianuarie și în data de 25 decembrie. Vreau să insist asupra faptului, asupra unui detaliu foarte important din acest proiect, că nimeni nu încearcă sau acest proiect nu exclude sărbătorirea Crăciunului în data de 7 ianuarie, acest lucru va rămâne, dar având în vedere că după Revoluție, după Independență, încoace tot mai mulți cetățeni ai Republicii Moldova sărbătoresc, mai ales din generația tânără, sărbătoresc Crăciunul pe 25, așa apropo cum este sărbătorit în întreaga Europa, în Uniunea Europeană. Considerăm că este nu doar oportun, ci și necesar ca în lege să fie stipulat acest lucru. De ce? Modificările sunt extrem de simple, este modificată hotărârea Parlamentului cu privire la zilele de sărbătoare și comemorative, unde apare rubrica 25 decembrie, nașterea lui Iisus Hristos, Crăciunul pe stil nou, și aceleași modificări se fac și la codul muncii.